Tinerii din Suceava au fost impulsionați în acest weekend să spună un nu hotărât violenței prin intermediul festivalului antiviolență Night Music, organizat de asociația Youth Can Do It, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Tineret, Shopping City, Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul de Jandarm și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava. Având sloganul Consumă-ți energia prin muzică, nu prin violență, festivalul este o manifestare non-profit care a încercat să ofere tinerilor suceveni o alternativă de petrecere a timpului liber și informații despre consecințele unui mod de viață dominat de violență. Așa cum au declarat reprezentanții instituțiilor implicate în proiect, festivalul a adunat artiști naționali, regionali și locali, promotori ai muzicii electronice, iar evenimentul a demarat printr-o caravană auto pe ruta 85 Georgenescu, Mărășești, Areni, Centru, Burdujeni. Pe parcursul caravanei au mixat DJ, voluntarii asociației Youth Can Do It, au purtat tricouri inscripționate cu mesajul Consumă-ți energia prin muzică, nu prin violență și au distribuit flyere cu mesaje antiviolență. Bine ați venit la un festival inedit în Suceava, organizat de asociația Youth Can Do It, în colaborare cu Direcția Județeană de Tineret Suceava și cu Shopping City Suceava. Un festival muzical cu mesaj antiviolență, sub sloganul Consumă-ți energia prin muzică, nu prin violență. Am încercat printr-o modalitate non-formală să atragem atenția tinerilor și să transmitem un mesaj util, un mesaj care toți ar trebui să ținem cont de el. Și după cum observați, putem să ne distrăm fără violență. Sperăm că o să vă placă în continuare și vă așteptăm și mai diseară să vedeți într-o altă atmosferă cam cum va arăta acest festival. Vă mulțumesc! Câți DJ sunt? Sunt peste 20 de DJ, VJ și dansatori electro din Suceava, Botoșani, Iași, Cluj, Neamț, Bistrița, Buzău. Festivalul a avut loc în parcarea Shopping City Suceava, sâmbătă și duminică, de la ora 15 până la ora 2. Aici au concertat artiști locali și regionali, iar atmosfera a fost animată de dansatori și DJ din mai multe județe ale țării.